Angela Nicolae, prima femeie prefect din județul Olt, a susținut și prima conferință de presă în această calitate. Lucrează din 2010 în administrația publică locală și joi a depus jurământul într-un cadru restrâns, tocmai pentru a se ține cont de evenimentele de la Caracal. Eu sunt Angela Nicolae, știți toți. Prin HG 541 din 2019 am fost împuternicită să exercit cu caracter temporar prin detașare în condițiile legii funcția publică de prefect al județului Olt. Cine sunt? Ce știu să fac? Ce îmi propun? Sunt un funcționar public de carieră. Am 17 ani de muncă în sistem bugetar. Am trecut prin toate gradele, am pornit de la gradul debutant, promovându-l ulterior până am ocupat funcția de șef serviciu în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt. Angela Nicolae le-a mulțumit tuturor celor care i-au acordat încredere și au sprijinit-o pentru a ocupa această funcție. Pentru noul prefect este o provocare reală și își dorește să reziste cât mai mult timp în această lume a bărbaților. Cred că am educația, pregătirea, formarea profesională, competențele, experiența pentru a îndeplini cu succes atribuțiile acestei funcții. Îmi propun să am curajul, puterea, priceperea, diplomația, să rezist în această lume a bărbaților. Este o provocare pentru mine. Îmi doresc să exercit această funcție în spiritul legii. Este absolut neîndoielnic. Totodată, Angela Nicolae își dorește să găsească în presă un partener care să preia informația și să o disemineze în mod onest. Percepe însă județul Olt la acest moment ca pe o familie dezbinată și face apel către cetățeni să lase instituțiile statului să-și facă treaba. În cadrul întâlnirii a ținut totodată să reamintească și faptul că 112 salvează vieți. Să nu uităm că apelul 112 salvează vieți. Și este foarte important, dacă apelăm 112 pentru a adresa injurii operatorilor, ținem linia telefonică ocupată pentru un alt copil, pentru o femeie în nevoie, pentru un bătrân, pentru mama, pentru tatăl, pentru copiii noștri, pentru sora și fratele nostru, care ar avea nevoie de ajutor. Eforturile conjugate ale autorităților, să știți că s-au mobilizat extrem de multe forțe, extrem de multe resurse, au fost alocate resurse umane, materiale, de timp extraordinar, se muncește foarte mult. Este adevărat, evenimentele sunt nedorite. Este șocant cazul de la Caracal. Groază, furie, mânie, neputință, toate aceste sentimente cred că ne-au încercat pe toți, emoție, durere, pentru că puteam fi toți în locul părinților Alexandrei, copiii noștri puteau fi în locul Alexandrei. Haideți să lăsăm instituțiile să lucreze. În cel mai scurt timp va lua la cunoștință toate rapoartele, își va stabili un plan de acțiune și își va stabili și prioritățile. Printre ele și pesta porcină africană, ce amenință să se extindă cu repeziciune în județul nostru.